Acțiune de amploare desfășurată de către polițiștii din cadrul serviciului transporturi Suceava. Acțiunea a vizat creșterea gradului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă a aeroportului internațional Ștefan cel Mare Suceava, dar și în gările de transport feroviar și în trenurile de transport persoane. De asemenea, s-a urmărit creșterea gradului de siguranță rutieră pe tronsoanele de drum ce converg spre aeroport și stațiile CFR și verificarea legalității transportului de persoane cu vehicule tip taxi ride-sharing sau neautorizate. Totodată a fost vizată și problematica a migrației ilegale și stabilirea regimului juridic al persoanelor străine din zona aeroportului și gărilor, dar și din unitățile de cazare limitrofe. Au fost legitimate 380 de persoane și au fost verificate 95 de autoturisme. Mai mult au fost efectuate controle la patru unități de cazare în regim hotelier din proximitatea gărilor. Pentru neregulile și abaterile constatate au fost aplicate 56 de sancțiuni contravenționale în valoare de 66.970 de lei. Totodată pentru abaterile la regimul rutier au fost retrase două certificate de înmatriculare și două seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare, precum și un permis de conducere.